Prețul benzinei și motorinei din România a explodat în ultimele luni. Aproape fiecare săptămână vine cu noi scumpiri la carburanți, iar seria majorărilor a început după data de 18 ianuarie. Aceasta este a șaptea scumpire doar în ultima lună. După ce liderul pieței a dat tonul scumpirilor din ultimele zile, celelalte companii distribuitoare au decis și ele majorarea prețului. Astfel, prețurile au crescut cu 45 de bani pe litru în cazul benzinei și cu 42 de bani pe litru în cazul motorinei. În prezent, motorina a depășit prețul de 7,5 lei litrul în aproape toate stațiile din țară, iar benzina a sărit de 7 lei litrul. Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,6%. Mai exact, un plin de 50 de litri costă astăzi cu aproximativ 20 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Veștile proaste pentru șoferi nu se opresc aici, căci din vară carburanții se vor mai scumpi încă o dată după ce acciza va crește din nou.